Vă salut, dragi prieteni! Am revenit cu un nou video. Astăzi o să vă prezint montura cu care am pescuit la ultima partidă la Cernavod. Mai mulți abonați mi-au scris pe canal să le prezint această montură. Astăzi o să facem montura, exact montura cu care am pescuit la Cernavod la ultima partidă, unde am prins șalău de aproximativ un kilogram, un kilogram jumate, pe care l-am eliberat. Montura este foarte simplă. Avem nevoie de un plumb. Am folosit genul acesta de plumb. Acesta are 110 grame. Puteți să folosiți de 80, 90, 100, 120, ce aveți la îndemână. Un fir am folosit de 0,28. Puteți să folosiți și de 0,20 și ceva. După cum știți, șalăul nu opune prea mare rezistență în drill și nu sunt probleme cu nailonul să reteze ca ceilalți răpițori, gen știu că somn sau alții. Niște ace de 2. Am folosit niște ace mari, într-adevăr, la partida de la Cernavod, pentru că știam că este foarte mult strapazan mic în zonă. Și tocmai din acest punct de vedere am vrut să scap de acele fuțe, ca să zic așa, și nu am avut prea multe rezultate, am avut trăsături, dar doar un singur pește am prins, acel șalău de 1 kg, 1 kg jumătate. Pentru realizarea acestei monturi începem cu o buclă. Foarte simplu, învârtim. De 3 ori este suficient. Strângem. Tăiem surplusul. Pe această buclă o să introducem plumbul. Este simplu. Avem plumbul legat. Acum, la aproximativ față de plumb, la distanța de, să zic așa, undeva la 50-60 de centimetri, o să facem din nou o buclă. Aceasta este bucla care o să vină cârligul, forfatul legat de ortim. Tot așa, introducem de două ori, după care strângem. Iar de această buclă, la aproximativ 40 de centimetri, mai realizăm din nou o buclă. Învârtim de 2-3 ori. Introducem prin buclă. Avem aici o nouă buclă, aceasta o să fie bucla care vine la firul principal, nu la lanset. Tăiem surplusul. Deci bucla care vine la firul principal de la lansetă, la aproximativ 30 de centimetri, o nouă buclă care o să vină forfacul legat cu cârligul, iar la 50-60 de centimetri am plumbul. O să luăm un ac de 2, acesta l-am folosit la partidă. Cum spuneam, sunt niște ace mari, dar am vrut să scap de peștele mic și
și în principiu am scăpat de el, dar am luat un singur pește la toată partida. O să mai luăm din nou. Tăiem aproximativ 30-40 cm de fir ca să ne ajungă nodul fără nod. Nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Învârtim de aproximativ 8-9-10 ori. Venim înapoi de 3 ori. Introducem prin buclă, după care strângem bine. Tăiem surplusul. Și avem cârligul legat. În principiu sunt adeptul cârligilor cu ochet, la șalău, la răpitor, la chiar și la crap, nu știu. Le văd mult mai sigure decât cele cu paletă. Acum, la aproximativ 20-25 de centimetri de cârlig, o să facem din nou o buclă. Introducem tot așa pe bucăle, 2-3 ori, cazul ăsta e suficient de 2, strângem. Tăiem surplusul și avem cârligul legat. Acum, aici avem plumbul la 50-60 de centimetri în prima buclă pe care vom lega cârligul. Introducem prin buclă. Și am legat cârlig. O secundă să pot să-l strâng. Cam asta e, deci firul principal. Aproximativ 20-30 de centimetri cealaltă buclă care le vine legat forfacul cu cârligul de ea. Iar din bucla aceasta, 50-60 cm și este plumbul legat. Aceasta este montura văzută în întregime. Aici avem plumbul, la 60 cm avem prima buclă, cu cârligul legat la aproximativ 20-25 de cm. Iar la aproximativ 30 de centimetri, 35 de centimetri, avem bucla finală care vine agățată de firul principal de la lansetă. O montură extrem de simplă și extrem de eficientă. Dragi prieteni, acesta a fost video de astăzi cu montura pentru șalău, mai exact montura cu care am pescuit la ultima partidă la Cernavodă. După cum ați văzut, am folosit o montură extrem de simplă, fără agrafe, opritoare, stopere, alte brizbrizuri. În principiu folosesc monturi cât mai simple. Din punctul meu de vedere dau rezultate foarte bune monturile simple, nu este niciun fel de problemă, nu trebuie să ne complicăm prea mult. Dacă ți-a plăcut acest video, mă poți susține cu un like. Dacă nu ești abonat, te poți abona la canal și apasă clopoțelul să fii notificat când postez un video nou. Vă doresc tuturor fire întinse, toate cele bune și ne revedem în video următor.